persoanele reținute, arestate, preventiv ori condamnate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, vor putea vota astăzi în arestul Inspectoratului de Poliție județean Sălaj. Și arestații votează pentru alegerile prezidențiale. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Sălaj anunță că 11 persoane care se află în arest și-au anunțat intenția de a vota la alegerile prezidențiale de azi. În aceste condiții, conducerea Inspectoratului a făcut demersurile necesare pentru a le asigura o urnă mobilă de la cea mai apropiată secție de votare. Reamintim că scrutinul de duminică a început la ora 7 și se va termina la ora 21, alegătorii votând la secțiile la care sunt arondați potrivit domiciliului. Persoanele care în ziua votării se află în alte localități decât cele de domiciliu pot vota la orice secție din țară, însă numai după ce declară înscris pe proprie răspundere că nu au mai votat și nu vor mai vota la acest tur de scrutin.